Salutare, bă băieții, eu sunt Antidot, iar în acest videoclip vom vorbi despre Combat Shotgun, deoarece astăzi el a fost eliminat din Fortnite. Se pare că astăzi a fost lansat un nou update în Fortnite, iar prin acest update au fost scoase mai bine spus, eliminate din Fortnite câteva arme, dar în același timp au fost adăugate și altele două înapoi, adică au primit Unvault. Cele trei arme care au fost eliminate astăzi sunt Combat Shotgun, Drum Shotgun și Proximity Launcher, iar armele care au primit Unvault, adică cele care au apărut din nou în Fortnite sunt Suppressed Assault Rifle și Automatic Sniper. Pe celelalte două arme care au primit Vault pe lângă Combat Shotgun le putem ignora din simplul fapt că comunitatea și-a dorit acest lucru, însă ideea acestui videoclip este despre Combat Shotgun, adică nu am înțeles motivul pentru care Combat Shotgun a primit Vault sau de ce ar primi Vault. Sincer, este o armă sau mai bine spus un shotgun care a schimbat cu totul meta-ul jocului și putem spune că a fost shotgun-ul cu care s-a obișnuit toată comunitatea sau cel puțin o mare majoritate. Shotgun-ul acesta devenise cel mai OP, dar și cel mai folosit shotgun, deoarece toată lumea juca cu el și putea să joace cu el. O chestie foarte interesantă este că se comporta într-un fel ca și un sniper, adică se comporta ca și pump-ul în sezonul 1 sau 2, până când pump-ul a primit nerf la range, deoarece lumea chiar îl folosea ca pe un sniper. Este posibil ca Combat Shotgun să se întoarcă din nou în Fortnite, adică este posibil să primească un mic nerf și să se întoarcă, dar bineînțeles există și posibilitatea ca el să rămână pentru totdeauna Vaulted, adică să nu se mai întoarcă niciodată. Având în vedere că la începutul acestui videoclip v-am spus că pe lângă Combat Shotgun au mai primit și alte două arme Vault, iar acestea cu siguranță au primit Vault din cauza comunității pentru că și-au dorit acest lucru, nici Combat Shotgun-ul nu este mai presus, deoarece o mare parte a comunității și-a dorit și ca el să primească Vault. Dar personal nu înțeleg care a fost motivul pentru care Combat Shotgun-ul a primit Vault, în afară de dorința comunității. Dar da, băbuiți, cam acestea au fost toate informațiile pentru acest videoclip. În secțiunea de comentarii îmi puteți spune părerea voastră despre Vault-ul la Combat Shotgun și dacă vă convine acest lucru. Eu mi-aș dori să se întoarcă înapoi, deoarece m-am obișnuit foarte mult cu el, însă din păcate nu putem afla momentan dacă se va mai întoarce vreodată. Dar dacă ți-a plăcut sau dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uita să spargi butonul de like. Pentru mai mult conținut cu Fortnite, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă! Dacă ți-a plăcut acest videoclip și vrei să continui sau dacă vrei să mă susții, nu uita să folosești codul ANT1R la Suportă Creator pe Item Shop.